echipele, toate cluburile, mai ales cele mari, au printre sponsorul case de pariuri și evident undeva se pot face anumite presiuni. Da, e și asta de luat în calcul, altfel nu ne explicăm totuși cum de Manchester City s-a chinuit și atât de mult. Atât de mulți titulari în teren. Da, e logică prezența titularilor, pentru că ei trebuiau să-și asigure locul întâi în grupă. N-aveau de unde să știe, pentru că dacă, de exemplu, Shakhtyorul câștiga la Napoli, da, în cazul în care Manchester City nu se impunea, atunci nu era asigurată cu locul întâi. Da, ăsta a fost motivul pentru care ei au jucat să bată. Cred că și cu echipa a doua ăsta și ieri. Cred că și cu echipa a doua îi bătea fără probleme pe Feyenoord. Da, i-a bătut în orice caz, nu e când joci în Liga Campionilor la nivelul ăsta. După acum, părerea mea, nu poți să menajezi jucători. Da. Da? Nu te interesează, de asta ești profesionist. Oi vedea tu ce se mai întâmplă la meciul următor. Eu nu consider această gestiune a efectivului drept o idee corectă. Când ești în Liga Campionilor, cel puțin, ai că în Europa League, poți să zici, ești antrenor la Norrköping sau la AX Solna, e problema ta ce faci. Dacă n-ai un standing de genul ăsta, da, toate meciurile ar trebui să fie tratate la același nivel. Asta dacă te respecti și dacă îți respecti clubul. Deci mie nu-mi trebuie cum face al nostru în Europa League, Monsieur Rudy, da? Să duce prin toate deplasările, prin toate hârtoapele Europei, numai cu rezervele. Da, este o bătaie de joc la adresa istoriei clubului. Noi ca suporteri, cotizanți, plătitori de abonamente, de bilete, ne-am lăsat tinerețile în fața aparatelor de radio sau ale intrărilor la stadion. Pe mine nu mă interesează gestiunea de efectiv. Da? Eu vreau să câștig peste tot sau să am șanse să câștig peste tot, nu să menajez tu jucător, că de-aia ești profesionist. Da? În momentul în care îți vine următorul meci la mai puțin de 72 de ore distanță, te descurci, tată. N-ai un efectiv suficient de stufos, de larg, e problema ta. De ce nu ți-ai făcut efectivul ăsta peste vară, cât ai avut la dispoziție 2 luni și jumătate în mercato? Dar nu veni mie cu scuze de-astea, păi a jucat ultimele 2 meciuri, trebuie să-l odihnesc. Nu se face. Să știi că ești un club mare, nu se face, bă. Sezonul trecut, chestiuni de Becali și de Flocea. Sezonul trecut, Guardiola, încă de la început, s-a plâns de dificultatea de a juca atât de des în partidele astea oficiale, în campionat, cupă, Cupa Ligii și Champions League. Tu cunoști dinainte. Mi-aduc aminte interviuri pe care le-am văzut cu el de câteva ori în ediția trecută de campionat, când spunea exact același lucru. Probabil că... sigur, dar toți antrenorii spun așa. Este încă un clișeu, Dan. E un clișeu. Dar ce, eu nu vin la serviciu în fiecare zi, bă? Ba, ce înseamnă că dacă mă duc într-o seară, stau până la 4 dimineața, că e vreun eveniment, a doua zi nu mai vin că sunt obosit? Sau ce importanță are? Cu siguranță... Trebuie să fii în fiecare zi pregătit, trebuie să fii în fiecare zi în formă. De asta ești plătit, bă, băiatule. Da? Ce mă interesează că jucătorul cu tare a jucat, are nu știu câte meciuri, păi, dar nu de asta se antrenează toată vara, nu știe ce l-așteaptă. Tu n-ai calendarul sub nas? Tu nu știi ca antrenor la Manchester City ce calendar ai în luna noiembrie? Că dracul știm și noi. Da? Cum o să vii să-mi spui, da, cum face Rudy? Păi am 30 de zile și am 10 meciuri. Știam asta. În iulie știam că vei avea. Ce contează chestiunea asta? Bagă-i bă să joace, să mănânce jar. Da? Nu mai pot pe teren. Nu mai pot, cad lați. Îi scoți atunci când nu mai pot. Da? Dar e o problemă. Ai 10 preparatori fizici, mă, astăzi, dacă vrei la un club. Da? Ai toate mijloacele posibile de recuperare. Nu vorbim acum de cluburile de la noi, vorbim de astea adevărate. N-ai nicio scuză, taică. Nu mai e ca recuperarea pe vremuri, da, că vrea să poți să faci doar recuperare. Problema e că ei au și un timp limitat. Jucătorii, cu siguranță, la fel ca și noi, vin la antrenament în fiecare zi. Vin la meciuri și sunt disponibili. Nu, au antrenament în fiecare zi. Sunt multe zile libere, Dane. Stai liniștit. Au zile libere câte vor ei. Nicio echipă nu se antrenează în fiecare zi. Nu există așa ceva. Problema că această recuperare durează. Adică nu poți să vii să faci un antrenament specific imediat după meci. Antrenamentul acela trebuie dat mai încolo. Da, nu există stilul ăla de decrasaj pe care toate echipele îl fac, cum să nu? Dacă deja ai următorul meci, atunci evident programul se comprimă foarte mult. Iar nu fac antrenamente când nu-i cazul. Bineînțeles că acum nu mai ai timp. Vorbim și de o echipă Manchester City care are rezerve de mare calitate. Adică nu e vorba de Dinamo care n-are bancă. Nu te poți plânge la Manchester City când tu ești miliardar. Aici, într-adevăr, ai
ai toate soluțiile posibile. Sigur. În fine, deci cheia acestei grupe F asta este dacă Shakhtarul ia un punct, o trimite pe Napoli în Europa League, Feyenoord este eliminat din toate competițiile. Ziceai de posibilitatea unui blat. Acum blatul poate fi, adică înțelegerea lui Manchester City poate fi fie cu Shakhtar, dar fie chiar și cu Napoli până la urmă. Nu văd de ce. Da, bineînțeles. Ei fiind dispuși la negocieri, să spunem așa, după cum am văzut de numărători. Poate să fie și cu Napoli, dar asta se întâmplă mai rar în fotbal. De regulă când ți-ai urcat saci în căruță, te înțelegi cu ăla de lângă tine. Dar deci este posibil ca Manchester City, care își dorește să scape de Napoli, o echipă superioară lui Shakhtar, s-a văzut și ieri, Insigne, ce gol a dat Insigne, a deschis scorul, exact, marele absent al naționalei lui Gianluigi Ventura. În fine, trecem mai departe la grupa G, unde Beşiktaş, neînvinsă, a reușit să se califice încă de pe primul loc, după primele 5 jocuri. Este absolut uluitor. Beşiktaş, care e la nivelul lui Kayserispor în campionatul turc. Acă nu este superioară echipei lui Şumudică. Da, numai că ei fac față, iată, pe două fronturi, cel din Liga Campionilor cu siguranță mai puternic decât campionatul, în vreme ce Kayseri e o echipă care își concentrează toată atenția pe Da, când ești Beşiktaş, totuși ar trebui să te desprinzi de Kayseri, dă-i încolo cu aia. Cu Arezma, Babel, Pepe în apărare, sunt o serie de jucători de mare calitate acolo, dar evident asta mare calitate pentru fotbalul turc, pentru că în fotbalul internațional, în momentul în care vor da cu adevărat de echipe puternice, pentru că Porto, Leipzig și Monaco cum să zic, au avut și ceva noroc probabil și nu le sunt mult superioare. Da, dacă Beşiktaş termina ultima în grupa asta, n-ar fi zis nimeni nimic. Absolut. Absolut. Beşiktaş așadar calificată. Undeva există suspiciunea că ambele echipe s-au mulțumit ieri cu egalul la Istanbul, pentru că Beşiktaş era asigurată cu locul întâi, iar FC Porto este în poziție de forță ca Liverpool, spuneam mai devreme, jucând acasă cu amărâta Spartak Moscova. Liverpool are nevoie de un egal doar ca să se califice, ca să fim clari, pierde locul întâi în grupă dacă nu câștigă, dar de calificat este calificată. FC Porto, dacă bate acasă pe Monaco, eliminată din toate competițiile europene, deziluzia fazei grupelor din Champions League, este calificată. Leipzig, oricât ar fi fost de spectaculoasă ieri, tot în Europa League va ajunge, pentru că mi-e greu să cred că Monaco va reuși în fața acestei mașinării de matematică fotbalistică, cum este Porto, să o împiedice la ea acasă. Încă o reușită a fotbalului lusitan. FC Porto, după ani și ani de șovăieli dintre astea, da, de bilanțuri contabile de toate tipurile, iată că profită de o tragere la sorți a la pițurcă, așa, și să califică tată și din grupa asta. Sigur că ei vor fi eliminați de primul greu venit în cale, dar o calificare din grupele Ligii Campionilor în ziua de astăzi, chiar când ești o țară mică și un orășel nesemnificativ cum este Porto, tot scoți undeva la 25-30 de milioane de euro. Da? Deci este bine chiar și așa. Monaco, Dane, fără victorie în Champions League, semifinalistă sezonul trecut, a intrat, se pare, într-un hău. De data asta presa din Franța calcă în picioare. Bine, ei de fapt atât așteptau. N-au fost niciodată tandri cu AS Monaco. O echipă a cărei gestiune însă nu poate fi citită. Este ilizibilă, cum ar zice Gigi Becali în momentul de față, pe cai mari cu gramatica limbii române. Deci o situație la Monaco absolut udică. Între haos și geniu, Monaco a reușit să facă niște tumbe sezonul trecut neanticipate de nimeni, iar în acest sezon s-a prăbușit literalmente, deși a avut iarăși un star de ăsta ca din tun. Foarte ciudat de explicat. Foarte ciudat, dar trebuie cu ocazia asta să stabilim ceva. Vedem cum aceste echipe, gen Monaco, gen AC Milan, și o să spun imediat care e povestea cu Milan, și celelalte care au început să ridice și apoi au picat la loc, prezintă la un moment dat un oarecare interes, după care dispar și dispar într-o manieră dureroasă. În vreme ce alții, precum a fost Chelsea lui Abramovich, care iată are probabil
10-20 de ani de când e, 10-15 ani cât o fi de când. De când a deturnat atunci trenurile la cu Minereu în Lituania. Așa, dar iată că a făcut o afacere care stă pe picioare. Vedem iarăși la Manchester City. Ne întrebăm ce se va întâmpla la PSG, pentru că și PSG-ul este într-o situație destul de nesigură cu Chelaifi, care am văzut că este și el anchetat în dosare de corupție. Monaco are patronul implicat și el în probleme și iată, vedem cum merge din ce în ce mai rău, iar Milan se pare că e de fapt doar o fraudă imensă ce se întâmplă acolo. Cel care a cumpărat de fapt nu ar avea banii respectivi, a păcălit pe toată lumea și cât de curând Milan urmează să facă o implozie. Da. A putea fi exclusă din cupele europene. Da. Cam asta e diferența între echipele astea mari din momentul de față și echipele care au o strălucire așa de moment ca o stea căzătoare și după aia se duc. Da, bine, Monaco nu trebuie să ne îngrijorăm foarte mult, că în siajul, cum să spun, eficiențelor princiare pe care le are, adică fiscalitatea, lipsa impozitelor, în orice caz net la distanță de ceea ce se întâmplă în Franța, își va reveni, mai ales că Monaco este una dintre echipele care a format cei mai mulți jucători din lume în ultimii 30, 35, 40 de ani. Deci nu există riscul ăsta. Monaco n-are de ce să o invidieze, de exemplu, pe Bayern München. Ăla a vândut un tablou de 450 de milioane de dolari. Da, dacă chiar ar fi interesat să bage banii, i-ar umili pe Bayern München 10 ani la rând. Da, Monaco l-a produs pe Mbappé, nu Bayern München, de exemplu. Da? Iar această fiscalitate avantajoasă la care au acces monegasci, sigur, nu îi va da clubului posibilitatea să se dizolve.